Prea cu părinte consilier, prea cu părinți protopopi, prea cu și prea cu părinți, domnule director, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule prefect, onorate oficialități militare și civile și dragi frați și surori. Am venit la hramul penitenciarului din Bistrița cu două zile în urmă. Dintr-un motiv obiectiv, pentru că în ziua de Sfinții Apostol Petru și Pavel, când ar fi trebuit să venim, în județul nostru se află o mănăstire importantă care poartă același hram. Mănăstirea de la Rab Parva Rebra. Iar a doua zi, ieri, a fost hramul mare de la mănăstirea Bârsana, mănăstire ocrotită de cei 12 sfinți apostoli. Și așa se face că suntem la hram cu două zile în urmă, dar cu aceeași bucurie sufletească. Acum poate multă lume se întreabă de ce penitenciarile și-au luat hramul acesta, Sfinții Apostol Petru și Pavel. Pentru că și Sfântul Pavel și Sfântul Petru au fost la un moment dat deținuți. Sigur că pentru cuvântul lui Dumnezeu, pentru activitatea misionară pe care o făceau, dar au fost deținuți. Și Dumnezeu i-a scăpat în mod minunat. De aceea vă citesc două locuri esențiale din Sfânta Scriptură, din care reiese motivarea pentru care penitenciarele își au hramul acesta. În faptele Apostolilor, ni se relatează cum, la un moment dat, pentru că îl propăduiau pe Domnul Isus Hristos și legea cea nouă creștină apostolii au fost închiși, vedem modul minunat cum i-a scăpat Dumnezeu. În faptele Apostolului, capitolul 5, începem cu versetul 18. Au pus mâna pe apostoli și au băgat în temnița obștească. Iar un înger al Domnului, în timpul nopții, a deschis ușile temniței și scoțându-i le-a zis, merge și stând grăiți poporului în templu toate cuvintele vieții acesteia. Și auzind, au intrat dis de dimineață în templu și învățau, dar venind arhierii și cei împreună cu ei, au adunat sinedriul, lui, sinedriul și tot sfatul bătrânilor, fiilor lui Israel, și au trimis la temniță să-i aducă pe apostoli. Dar ducându-se slujile, nu i-au găsit în temniță, și întorcându-se au vesit. temniți am găsit o încuiată în toată siguranța și pe paznici stând la uși, dar când am descuiat înăuntru n-am găsit pe nimeni. Aceasta este o întâmplare minunată și tot în faptele apostolilor ni se spune că Sfântul Pavel în a doua călătorie misionară a ajuns în Macedonia, în cetatea Filipii a convertit acolo o seamă de lume și s-au tulburat păgânii, ba chiar și evrei tradiționaliști, pentru că nu agreiau religia creștină. Și atunci Pavel a fost închis și i-au pus picioarele în butuci. Și iată ce spune Cartea Faptele Apostolilor în capitolul 16, începând cu versetul 25. La miezul nopții, Pavel și Sila rugându-se, lăudau pe Dumnezeu în încântări, iar cei ce erau în temniță îi ascultau. Și deodată s-a făcut cu tremur mare, încât s-a zguduit tem temeliile temniței și îndată s-au deschis toate ușile și legăturile tuturor s-au dezlegat. Și de deșteptându-se temnicerul și văzând deschise ușile temniței, scoțind sabia, voia să se omoare, socotind că cei închiși au fugit. Iar Pavel a strigat cu glas mare, zicând, să nu-ți faci niciun rău, că toți suntem aici. Iar el, cerând lumină, s-a repezit înăuntru și, tremurând de spaimă, a căzut înaintea lui Pavel și a lui Sila. Și scoțându-i afară, le-a zis, domnilor, ce trebuie să fac ca să mă mântuiesc? Iar ei au zis, Crede în Domnul Isus și te vei mântui tu și casa ta. Și au grăit lui Cuvântul lui Dumnezeu și tuturor celor din casa lui. Și el, luându-i la sine în acel ceas al nopții, a spălat rănile lor și s-a botezat el și tot ai lui îndată. Și ducându-i în casă, au pus masă și s-a veselit toată casa crezând în Dumnezeu. Sunt cele două locuri esențiale de, care, de la care cred eu că plecând, cei ce administrează sistemul penitenciar s-au gândit ca Pavel și Petru să fie protectorii penitenciare. Acum, așa cum le spune și numele, penitenciarele au rostul de a-i face pe cei ce au greșit oameni buni. Le numim penitenciare de la cuvântul latinesc penitenția, adică pocăință, părere de rău pentru greșelile făcute, părere de rău și hotărâre de a nu mai face. Și suntem absolut încredințați că Dumnezeu, dacă ne întoarcem de la păcat, de la rău, de la greșeală, ne iartă și ne consideră tot atât de bun ca și cum n-am fi făcut nimic. Și de aceea mi-am început predica de astăzi cu ceea ce scrie Ezechiel, pentru că Dumnezeu l-a inspirat. În capitolul 18, în versetul 23, Oare voiesc eu moartea păcătosului, zice Domnul Dumnezeu, și nu mai degrabă să se întoarcă de la căile sale și să fie viu? Oare dorește Dumnezeu răul fraților și surorilor noastre care sunt privați de libertate în acest penitenciar? Nu! Ci dorește mai degrabă să se întoarcă și să fie vii. Lucrul acesta îl dorește Dumnezeu. Acum am putea lua nenumărate exemple din istoria creștină cu oameni care au fost ticăloși și au devenit sfinți. Poate l-am mai pomeni și aici, dar dacă nu îl pomenesc acum, un exemplu pe care ne lasă Sfântul Ioan Scăraru. Sfântul Ioan Scăraru își trage supranumele de la o carte minunată, Scara Raiului, pe care a scris-o el. Și printre alte exemple din experiența lui personală ne-l dă și pe acesta. Sfântul Ioan Scăraru era stareț la mănăstirea Sfânta Ecaterina din Muntele Sinai. Și într-o zi a venit la el un tâlhar notoriu. Toată lumea se temea de el. Și a zis, părinte, eu vreau să mă fac călugăr. Și părintele Ioan Scăraru a avut curajul să-l primească să se facă lucrări. Sunt de acord cu o singură condiție. De obicei îi spovedim pe oameni în taină. Tu, datorită ticăloșiilor pe care le-ai făcut, să te spovedești aici în mijlocul bisericii spunând tare, unul după altul păcatele pe care le-ai făcut și așa de mult a dorit să se întoarcă și să fie viu încât a acceptat să-și mărturisească cu voce tare păcatele în mijlocul bisericii. Unul dintre părinții duhovnicești, văzător cu Duhul, în momentul în care părintele stare îl spovedea pe tâlhar, l-a văzut pe înger cu o coală mare în mână pe care erau trăcute toate ticăloșiile făcute de tâlhar. Și în momentul în care spovedea un păcat, îngerul îl radia de pe coală, până a rămas coala albă, iar telharul și-a ușurat sufletul și a devenit un călugăr exemplar. Este unul dintre exemplele care ne încredințează că Dumnezeu nu voiește moartea păcătosului. Și mai degrabă să se întoarcă și să fie viu. Și lucrul acesta dorește Dumnezeu cu fiecare suflet care, dintr-un motiv sau altul, se află aici, în penitenciarul de la Bistrița. Și dacă sufletele dânșilor vor fi recuperate, pot deveni mai bun credincioși și mai râvnitori chiar decât cei care n-au avut această experiență tristă a vieții. Iată, iubiți frați în câteva cuvinte ne-am și lămurit de ce protectorii spirituali ai penitenciarilor sunt Sfinții Apostoli Petru și Pavel, și de ce să numesc aceste instituții penitenciare? Pentru că sunt locuri de pocăință, locuri de îndreptare, locuri unde oamenii, după ce își îndeplinesc pedeapsa, pot deveni foarte, foarte buni. Amin.